noi dimineața. Am observat un transport suspect de lemne, de bușteni. Am fotografiat mașina. Ilfov. Da. 12. Da. GBB. Da, da. Oleg Brega. L-am văzut pe drumul dintre Predeal și Râșnov. Pe Predeal și Râșnov? Da, mergea spre Râșnov. În direcție de mers spre Râșnov, da? Da, da. Cred că ajunge acum. Bine. Ilfov 12 GBB. Deci Grigore Barbu, da? Da, da. Bine. Bună dimineața. Am observat un transport suspect de lemne. Da, da, GBB. Da, da. Pare că e în regulă, da? Da, pare că are aviz valabil. Că inspectorul pădurilor zice că nu. Aici apare cu aviz. Bine, doamnă. Mergea de la Predeal spre Râșnov. Păi are punct de observare, a spus județul Brașov, probabil, nu chiar în oraș, că vei mergea de la Predeal spre Râșnov. Da. Și de unde a luat el lemne din Ilfov și le-a adus, și le-a adus în Carpați.
Bine, bine. Eu am treabă, dar mașina, camionul cu bârne, mergea de la Predeal spre Râșnov. Cred că a ajuns deja la Râșnov. Da? Am poză, trebuie să mă uit, n-am fost atent ce culoare avea. Da. Nu, nu, e un tir. Probabil, da. Oricum, inspectorul pădurilor, inspectorul pădurilor îmi spune că nu e înregistrat așa transport și de asta am sunat. Bine. Bine, mulțumesc. O zi bună. Dar mie mi-apare că nu-i, că-i suspect. Dar lor le apare că e în regulă. Verificat a cincea oară, tot cu roșu mi-apare. Să mai verifice și poliția. Mi-a făcut datoria.